dimineața, părinte. Bună dimineața, Victor. Bine ne-am regăsit. E ceas de seară la noi, la momentul filmării noastre. Noapte facem filmarea aceasta pe care am ținut să o facem cât mai aproape de filmarea de la Sfântul Nicolae, ca să nu se ia de la noi duhul șcheiului, cam așa. Suntem în șcheii Brașovului? Suntem în șcheii Brașovului, într-o zonă care are legenda ei și trebuie să ți-o spun. E cunoscută, scrisă în limba germană de Stere Stinghe, într-o carte aportă la Lipska în 1900, dar este preluată după Teici, unul dintre scriitorii germani ai orașului. Un tocilar avea tocilăria foarte aproape de pietrele lui Solomon, se apropie de pietrele și vede pe regele maghiarilor din vremea aceea, Solomon, 1063-1074, deci îți dai seama ce veche e povestea, în coate, sprijinindu-se lângă o grămadă de bani, fusese blestemat de mama sa ca pedeapsă că a identificat dragostea ei pentru cancelarul regelui, blestemat și era foarte trist și foarte dărâmat. Tocilarul fuge să spună în oraș că vede această viziune, dar încearcă să vestească întregii cetăți, dar pe vreme, alergând, pietrele se rostogolesc peste el și ajunge, moare, locul este marcat de o capelă care avea să poarte până târziu un nume, Beserecuța sau Besericeștile. Locul e marcat atunci de o capelă după una dintre alte frumoase legende pe care o scrie un scriitor maghiar de data aceasta, Balas. Dar altă legendă arată că, de fapt, regele era fugărit de Bulgaria, aceea despre care am vorbit în șchei, și că, de fapt, ascunde coroana pe care o avea la o rădăcină de copac. Ideea este că atunci când eu eram mic, povestea era și mai și. Faptul că ăsta încearcă să zboare peste, de pe o parte pe cealaltă a chietrelor și cade, se lovește, iar coroana rostogolindu-se se așează la rădăcina unui copac, de unde și stema Brașovului, o coroană care... prin care trece o rădăcină și apoi înforește o altă rădăcină, arătând prin aceasta succesiunea într-un fel sau altul, îndrăznesc să spun, în viziunea regatului din vremea aceea apostolică a forței unui regat, care cu adevărat avea să reprezinte în istorie foarte mult pentru noi, nu neapărat foarte bine. Între chietri, locul în care noi, fără să vrem, rătăcind drumul, am ajuns în seara aceasta, între chietri se găsesc vestigii din Neolitic, care vin să ateste faptul că populația urcase până acolo, în zonă. Ți-am spus și data trecută, când eram la Sfântul Nicolae, că ne vom duce cu vestigiile de genul acesta mult înainte de perioada romană. Este un fel de perioadă precreștină care este foarte lungă. Cercetările de acolo au adus argumentele acestea materiale. Sunt o grămadă de lucruri care se regăsesc, sigur, în Muzeul Județean de aici, din Brașov. Dar pentru noi, pentru istoria locului acesteia, Bisericii Sfântea Treime pe Tocile, ca să spunem de fapt unde suntem, important este că la un moment dat, când Solomon moare în apropiere de un loc care se chema în vremea aceea grădina lui Țimăn. Povestea spune că de fapt îl alergau turcii și el încerca de a se salva. Deci e o poveste oricum cu un rege care încearcă să scape dintr-o situație grea și într-un fel sau altul moare pe locul acestea. Fie că e vorba de între chietri, fie că e vorba în grădina Țimănului, el este într-un fel sau altul jertfit aici. E clar că la un moment dat istoria vieții comunității acestea avea să facă din grădina lui Țimăn loc de întâlnire între juni, roșiori, albiori și ceilalți toți, un loc de horă, locul de stropit al fetelor din imediat a Paștelui, era un loc de întâlnire al pomenirii ca memorie vie a unor evenimente. Până târziu se povestea, se pare în povestea aceea a locului se povesteau astfel de situația lui Solomon, care nu scapă cu viața. Da, da, da. La 1488 strada era Regengas, adică era o stradă pomenită în harta orașului. În 1658 Regengas devine Protoțiele, adică pe pietre, după lingvistul șcheian Constantin Lacea, Tocile însemnând și fugă. Provine de la o vale a tocilelor care curge în apropiere, noi am străbătut-o oarecum un pic, da. Iar către pietrele lui Solomon se descoperă urme de viață din epoca fierului, monede din secolul 3 înainte de Hristos, o moară de mână făcută din piatră, adică o tocilă. Fie vorba între noi, cred că de fapt numele de acolo poate să vină de la această tocilărie, dacă vrei, precreștină. Viața creștină este marcată de locul acela numit Bisericuce sau Bisericuță. Aproape de pietrele lui Solomon, în prima monografie a părintului Vasile Sfetea, monografia Comunei Bisericești Române Ortodoxe a Sfintei Treimi din Brașov, Tocile, Brașov în 1930, se pomenește inclusiv despre acest loc. La 1781, 4184 de credincioși, formând 1071 de familii din șchei,
mergeau spre biserica din Sfântul Nicolae, observa că distanța nu e foarte mare, dar este totuși mare. Da. Ei mergeau tot la biserica din Sfântul Nicolae și se plâng, spunându-le mai marilor orașului din vremea aceea că au nevoie să lărgească biserica sau să-și facă o altă biserică. Decretul lui Iosif al II-lea, despre care noi am mai vorbit și la Sfântul Nicolae, dat în 28 octombrie 1781, care avea să funcționeze de fapt abia în 1785 în regim de obligativitate, 100 de familii locuiau aici pe tocile și cer biserică. Ridicaseră o cruce în grădina lui Micu Vorovnicu, nu foarte departe de locul acesta. Crucea s-a păstrat până târziu în casa rece a Bisericii Sfânta Treime. Cred că Candid Mușla povestește la un moment dat că nu înțelege în ce condiții ea a fost pierdută de acolo, dar ea era prima cruce, îți dai seama. Candid scrie undeva către anii 40. În 21 august 1782, ședința magistrului din oraș, senatorii Brus și Enever, consideră că românii au dreptul de a ridica o biserică. Deci le acordă acest drept, încep să se strângă fonduri, chiar dacă magistrul nu le dă dreptate, anulează hotărârea senatorilor, pentru că o parte din bani vin din Valahia și asta îi deranjează foarte mulți, deranjează mult autoritățile și arată odată în plus forța românimii aici, dincolo de Carpați, în zona aceasta a Șcheiului. În 1782 se ridică Biserica Dormirii Maicii Domnului într-o altă suburbie a orașului. Este undeva pe Bisericii Românii, se cheamă strada astăzi, undeva în zona străzii de mijloc, mai în josul orașului. Și ei vin cu argumentul, nu le mai facem biserică celor din capătul acesta al orașului, da, că am făcut o biserică în capătul celălalt al orașului. Adică, ca întotdeauna, se găsesc argumente. Apropo de viza Schengen, nu? Da, exact. Dau viza Schengen în proprie națiune, în propria națiune. Exact. În 21 octombrie 1788, urmarea unei dispoziții imperiale, totuși se admite că se constată că s-a umplut cimitirul de la Sfântul Nicolae și se oferă posibilitatea ca o parte din șcheienii din partea aceasta de munte să fie îngropați într-o altă grădină. Și atunci cumpără grădina unui om care pe care îl chema Apostol Hagi Radu. Cumpără pe tocile la 1791. Trebuie să spun că în anul acela se înregistrau 725 de morți în câtva timp. Oferă din 88 în 91, în 3 ani, 725 de morți. Aici, în schimb, istețimea asta omului care, așteptând documentele regale, își face totuși treaba, se construiește o căsuță cu cruce pentru înmormântări. Ea este consemnată în mai multe documente. Capel, la 1789, șcheienii cer alt loc de la dâmba, de la tâmpa la cruce, pentru ca să-și construiască un cimitir mai aproape de biserica pe care vor să o ridice. Isteți! Mută cimitirul, de fapt, spre o posibilă biserică ce ar putea să o ridice. Lasă căsuța din cimitir acolo și mută locul mai aproape de... În 31 iulie 1812, vezi diferența? Observi ce mare diferență? Magistrul aprobă totuși construirea bisericii pe tocile în locul capelei începute în 1806. Deci era o capelă începută în 1806 și ei continuă să conducă. În 1813-1825 ridică din piatră biserica aceasta, se strâng 23.000 de florini, aduce aminte că vorbeam de florinii cu care s-a ridicat Nicolae, o parte din Sfântul Nicolae, gândește-te, 23.000, școala avea în vremea aia 300 de florini și era mult, ei, la 200 de ani, după 23.000 de florini, biserica este sfințită de către protopopul Radu Tempea, cel care a scris la un moment dat, dacă ți-aducem istoria Sfântului Nicolae, și de Voina Pitiș, care era protopop și el în vremea aceea. Este construită în 85 de zile. Construită în 85 de zile. Biserica în 1813 este finalizată, începută, da, și finalizată. Partea de parohie rămasă la Sfântul Nicolae îi ajută dăruindu-le o parte din bani și foarte multe din icoane. În 1813 izbucnea ciuma cea mare, una dintre marile deflagrații biologice, dacă vrei, peste lume, este adusă de la Brașov de o femeie ce se refugiază pe strada Coastei. Era o doamnă care locuia în Brașov, ajuta acolo, se mută pe coastă, o stradă din apropiere, și aduce ciuma cu dânsa. Mor 30 de persoane, se închid bisericile, apropo de aceasta, și în 1814 Imperiul cere închiderea slujirii în biserică. 1814. În 1819 ard 42 de case. Oamenii consemnează toate aceste lucruri ca istoria parohiei, iar în 1828 începe o a doua ciumă, de data aceasta adusă de o săsoaică ce venise de la București, purtând cu dânsa haine furate de la niște ciumați pe care a început să le vândă și, vânzând hainele, a umplut de ciumă toată regiunea.
Cronica părintului Voina Pitiș, care este unul dintre cei care scrie prima cronică, de fapt, a comunității de aici, amintește de o invazie de lăcuste, iar în 1821 de refugiații cei din țara românească în timpul Revoluției. În 24 martie 1824 se începe construcția ei, odată în plus se dezvoltă imediat altă construcție, începe construirea planurilor după arhitectul Diners, 16.374 de florini. Comunitatea asigură pe magistrat și toată comunitatea orășenească că se descurcă cu ridicarea acesteia. În 1825 fac sfeștania și dau drumul. În 4 iunie 1825 încep tencuiala, iar în 1831 biserica este sfințită de episcopul Vasile Moga. Propotopii erau Ignatie Carabeț și Petru German, două personalități marcante ale perioadei, iar în turlă sunt ascunse o serie de documente în globul care ține crucea și ele sunt în continuare acolo. La 30 decembrie 1832 se ține primul hram al bisericii. În 1848 sunt participanți cei de aici, de pe Tocile, asemenea românilor de la Sfântul Nicolae, la Câmpia Libertății. Trebuie să spun că asta e interesant, spune multe despre mentalitatea lor. Ei află că Biserica Sfântul Nicolae plătește delegațiilor să fie prezenți la Câmpia Libertății. Și spun, noi nu suntem mai prejos decât ei, și fac propria lor delegație pe care o trimite. Și de mândrie aceasta. Comunitatea era, cum să spunem, satul era același, dar cele două biserici alcătuiau deja două comunități care, slavă Domnului, se concurau în bine. Biserica are 35 de metri lungime, 11,5 metri lățime și 32 de metri înălțime, foarte înaltă pentru vremea aceea. În 1898 cer reunirea cu cei de la Biserica Sfântul Nicolae. Nu am citit foarte mult pe documente, știu din alte lecturi că de fapt reunirea aceasta a însemnat de fapt pentru a arăta un pic, nu uita, e 1898, un fel de reasamblare a comunității în jurul idealului de unitate. Nu sunt acceptați de cei de acolo, culme ironiei, în schimb mi se acordă fundația care în vremea aceea funcționa pentru toată regiunea Șchelui, da. Fundația Ioan Popazu. Pictura pe care o avem în biserică, care ține așa spre un modernism așa iluminist, este realizată de Constantin Leca și Mișu Pop în 1848, iar auritorul întregii picturi și inclusiv acestei catapetezme cu totul speciale este Nicolau în 1856. În 20 decembrie 1884, comerciantul bucureștean Ioan G. Manu oferă bisericii 4.000 de florini pentru a face în curtea din biserică o casă de caritate pentru 8 femei. Cu aceasta plătea cu acoperiș, construcții, dar și bani pentru susținerea financiară a casei respective. Construirea în apropiere este construirea unei școli obștești. Astăzi este seminarul din Brașov, era o vreme, a fost seminarul din Brașov acolo. Iar în 3 decembrie 1901, o casă de pe strada Ilie Birt este cumpărată și transformată în școala comunității de aici. Acum trebuie să spunem că în cimitir până la 1883 s-au aflat pentru prima dată oasele lui Andrei Mureșanu. El moare la Brașov, moare în condiții triste pentru tot ceea ce a semnat conștiința noastră. Pentru mine personal este interesantă reacția lui Șaguna. Preoții foarte concentrați pe ce ne face că Andrei Mureșanu este greco-catolic și vrem să-l îngropăm aici, într-o parohie ortodoxă, și acum le trimite un mesaj proștilor, mai bine tăceți, tacă-vă gura, deci îi îndeamnă să tacă din gură și să-l îngroape pe Andrei Mureșanu. Sigur că poate fi un mit, dar se pare că este un document emis pe tema aceasta. El avea să fie mutat după aceea la Sfânta Parascheva, Biserica din Grovăr, alături de alți constructori ai idealului național. În această biserică se păstrează, în schimb, un monument care amintește de primul război mondial și al doilea război mondial, dar pentru mine este important altceva. Aici sunt osemintele românilor masacrați în punctul numit Sfântul Bartolomeu de la noi din Brașov. În 1916, pe rambleul de cale ferată, care făcea legătura dintre Sibiu, Făgăraș, Codlea și Brașov. Trupele vin, ucid 250 de soldați, îi mitralează efectiv din turla bisericii, ai noștri nu ripostează în biserică să tragă biserica Sfântului Bartolomeu și 250 de morți, mare parte din regimentul 24 infanterie Tecuci și jumătate din compania capitanului Sava Cristescu. Oasele au fost, moaștele, nu greșesc când spun asta, au fost mutate aici în anii 1965-1966, când se reface calea ferată și se desfințează monumentul de acolo și sunt obligați să ducă undeva într-un spațiu mai coerent din punct de vedere al siguranței
oasele soldaților și pe vremea aceea era preot aici Părintele Valer Voineac, pe care personal l-am cunoscut și el. A construit aici un mauzoleu în care a înhumat oasele soldaților. Îți citesc doar numele câtorva dintre preoții slujitori, Voina Pitiș cu nepoții săi Bonifatie Pitiș, Dimitri Orghidan, Nicolae Mihălțan, care avea să ajungă director la gimnaziul din Brad, Vasile Sfetea, o somitate efectivă, Nicolae Furnică, Candid Mușlea, Nicolae Stinghe, Nicolae Chicomban, Valer Voineac și alții. De exemplu, aici poți să zici că din neamul Chicombanilor, din neamul lui Stinghe, al lui Mustea, da. sunt foarte multe familii în Șcheiul autentic care poartă numele lor. Cred că Chicomban a fost un campion șcheian la schi, unul la bicicletă, adică oamenii au păstrat și-au păstrat numele și neamul de șcheieni. Dar câtă bucurie, câtă mândrie locală au avut totdeauna. Da, foarte, și cât de mult i-a ajutat. Și cât de mult i-a afectat asta, pentru că la un moment dat au făcut eforturi duble. Gândește-te bine că noi ne-am uimit de Biserica Sfântul Nicolae, nu e mai mică cu mult decât aceea. E făcut într-un timp mult mai rapid. Slujirea de aici făcea concurență. Eu am trăit duminici în care mergeam când mă simțeam mai bine. Mai coseam în funcție de predicatori și alături a funcționat până târziu, inclusiv în perioada comunistă, a funcționat Căminul de Bătrâni, în care s-a investit și s-a menținut o tradiție, dacă vrei, o fundație care a făcut bine în toată perioada în care a fost nevoie să se facă bine. Deci este la fel de apropiată sufletește de dumneavoastră și biserica aceasta, adică o biserică a copilăriei, a tinereții. Da, de pe de altă parte, noi ăștia de pe curcanilor nu prea putem să spunem asta, că ne aud cei de acasă se supără. Concurența a rămas până astăzi, într-un fel sau altul, șcheiul acesta rupt în două, de fapt, se întâlnește în cer. Eu sunt convins că acolo nu sunt probleme și să știu, una dintre cele mai mari bucurii pe care le ai atunci când te întâlnești peste hotare cu un șcheian, e că nu-ți spune niciodată din care parte a șcheiului este, dar tu te prinzi după... Între noi, unde mergea? Spre Tocile sau la Sfântul Nicolae și atunci te prinzi imediat în partea acestei sfere de interes și de cultură se află. Multă vreme copiii de ei, sigur că au învățat acolo unde am fost, de unde ne-am despărțit noi în urmă cu o săptămână la prima școală românească, multă vreme oamenii de aici au fost parte integrantă a efortului de acolo, să nu uităm că între... Hai să zicem, nu zicem 1292, că e prea departe, dar între 1495 până către 1700 și un pic, 1800, în mod cert, se slujau întreună, trăiau împreună. Și ți-am spus, 1488, comunitatea este pomenită, este amintită ca atare pe hartă în conținutul ei și aduce aminte de tocilele acestea care, într-un fel sau altul, nu doar că au tocit piatra sau fierul, ci au tocit și istoria. Ce frumos, și toată această istorie zbuciumată este pusă sub ocrotirea Preasfintei Treimi. Da, un hram al unității. E unul dintre marile semne de apropiere de anii Unității Naționale. Deci să știi că nouă ne-a crescut foarte mult numărul bisericilor cu hramul Sfintei Treimi în apropierea lui 1918-1918. Da, și în această parte de țară, mai ales, știm și Sibiu și... Sunt o grămadă de astfel de hramuri sau acolo unde nu era hram primar, deși cum să nu spui că Sfânta Treime e hram primar, hramul primar devenea imediat Sfânta Treime. Locul a fost marcat în spatele tău, este o fotografie cu Părintele Arsenie Boca prezent aici în 46 la Sfințirea Bisericii, la una dintre Sfințirile Bisericii, purtând o cruce care este așezată spre închinare. Locul este marcat de o mulțime de oameni care, stingându-se, sunt înmormântați în cimitirul de pe Tocile, dacă vrei, unul dintre marile cimitirile orașului, în care, într-un fel sau altul, oamenii se reîntâlnesc cu ai lor, își retrăiesc, într-un fel sau altul, istoria propriului nostru oraș. Când vrei să developezi Brașovul, developezi cimitirul din Șchei, acesta de pe Tocile, cel din Groaver, cel din Dârste, un alt cartier istoric al Brașovului, și începi să le vezi, adică începi să înțelegi. Iar noi trebuie să spunem că am găsit biserica acum la ceas de seară înveșmântată în zăpadă proaspătă. A fost așa un traseu extraordinar și ca o biserică de poveste. Mă bucur că am filmat zilele acestea când a nins atât de strașnic și pentru că părerea mea că avem nevoie de liniștea asta a albului care cheamă la rugăciune. Uite-te încă dacă catapeteasmă. Sigur că e o catapeteasmă barocă, dacă vrei, modernă. Dar câtă pace și câtă liniște încape în ea și sunt câteva dintre icoane care cu adevărat sunt excepționale, știau ce fac.
E o icoană a Sfântului Ioan Botezătorul, remarcabil Ioan Botezătorul, un coronat care își ține capul în mână, și o icoană a Adormirii Maicii Domnului, care sigur că e sub influență catolică, dar care nu încetează nicio clipă să mă bucure pentru frumusețea ei și pentru dragostea ei. E, până la urmă, facerea unei românii mai mici. Observ că aici nu avem șiruri de voievozi, dar avem șirul acesta de oameni care, prin construcția acestei biserici, au devenit voievozi. Da, extraordinar atâta determinare a lor să-și facă propria biserică și să se strângă oricum întreaga comunitate. Oricum era nevoie, pentru că și că eu nu mai încăpeam, că 4.000 de oameni ar fi fost foarte greu. Este foarte dificil să înțelegem noi astăzi ce e vorba, când noi ne temem că unde suntem doi deja sunt prea mulți oameni. Gândește-te că ei aveau nevoia aceasta de unitate, dar în aceeași vreme și nevoia de siguranță, de securizare a spațiului lor în care trăiau. Dacă străbați pe aici străduțele înguste, ai observat că se urcă spre munte, de fapt, de aici direct. Dacă te-ai venit într-o zi când se e praznic mare și în care junii zonei vin ieși și îmbrăcați altfel decât cei care sunt curcani, vin îmbrăcați în hainele lor, te-ai bucura, adică e o sărbătoare, e încă un capăt de lume prin care Dumnezeu intră în lume, nu iese din ea. Vă mulțumim pentru această tâlcuire într-o duminică a Sfintei Maria Egipteanca, această prezentare a unei istorii extraordinare. Este o istorie a biruinței și a pocăinței, să știi. Oamenii de aici, eu cunosc de ani de zile, de zeci de ani de zile, cunoscându-le tradițiile și modul în care s-au apropiat de construcția din interior a bisericii, îmi dau seama că rugăciunea, pocăința, mulțumirea, smerenia, curajul smerit i-a făcut să fie atât de puternici înaintea lui Dumnezeu. Și asta nu doar în vremuri bune, ci și în vremuri rele. Eu știu cât de mult s-au nevoit aceste două comunități, care sunt o singură comunitate, inclusiv în perioada comunismului, ca bisericile să rămână vii, să fie extrem de vii și să știi că erau extrem de vii. Un bun exemplu de urmat și în aceste vremuri tulburi pe care noi le trăim. Da. Părinte, vă mulțumim, îi felicităm pe credincioșii de aici pentru felul în care și-au ținut biserica și și-o întrețin în continuare și vă propun să călătorim în duminicile viitoare prin alte locuri. Coborâm mai spre centrul orașului și Brașov. Ne îndreptăm spre una dintre marile ctitorii culturale și școlare ale Brașovului. Vă mulțumim! Doamne! Sărbă!